În concursul de la București, Internaționalele României, la anul, secția de profil de la CSM Pitești s-a autodepășit. Piteștenii au obținut cu mult peste medaliile pe care le aveau în obiectiv. Cum 10 medalii ca și obiectiv de participare la această competiție internațională de la București, dar am obținut chiar 25 de medalii, între care 13 la seniori, iar 12 la juniori. La întrecerea din capitală s-au prezentat nume grele ale natației mondiale. O competiție la care dă șanse foarte mari pe viitor de a se face în continuare această competiție, și a fost una importantă pentru noi ca și români. Am avut și nume grele în această competiție, Katinka Hosu și Sharon din Olanda, o competiție la care ele au venit cu un nivel foarte mare de pregătire și un punctaj peste 960 de puncte pe tabela internațională feminină, ceea ce este foarte greu pentru noi.